Salut, camarazi, bună dimineața! Uite, am făcut și eu, cum zic francezii, la gras matinee. Am dormit până la 10 și 10 ca boieri și tome som. Am venit puțin obosit ieri de la Comana. M-a luat și puțin frigul, dar acum mă simt bine. Văd că s-ar putea să iasă soarele. Eu știu, într-o jumătate de oră, ba da, uite, a ieșit soarele. Deci a ieșit soarele pe strada mea. Sunt bine, sănătos. Mi-am adus brânzică, o să mănânc macarane cu brânză, dar cred că o să mă duc să iau și o cutiuță de icre, de pește, să mai schimb și eu meniul, că mănânc un pic plictisitor, așa. Și mi-am adus și niște legume de la țară, cred că o să fac o ciorbică, mai am vreo doi cartofi. Fac o ciorbă de cartofi, așa, ca să mai mă dezintoxic. Așa, în rest, ce să vă zic, toate bune. Cum v-am zis, poate joi sau vineri mă mut la țară. Sper să fie totul bine. Am fost și am căutat ieri o bucățică de teren. Trebuie să mă duc să vorbesc cu omul la vineri sau sâmbătă. Că el are o bucățică de teren și o vinde pe parcele ca să scape mai repede de ea, că bucățile mari se vând mai greu, înțelegeți? În rest, ce să vă zic, sănătos să fim, speranța moare ultima, sper că și voi sunteți bine sănătoși, și voi și cei dragi, copiii voștri, și nevestele, și amantele, și toată lumea, că și amantele sunt tot ființe umane. Așa, hai să încercăm să fim mai buni, să avem inima mai bună, că vedeți și voi, pe planeta noastră e multă răutate, știți, și răutatea asta nu e bună, dă energii negative și așa mai departe. Deci să încercăm să fim mai buni, să fim mai omenoși, așa cum au fost românii întotdeauna. Chiar dacă uneori alții au profitat de noi, că avem inima prea bună, trebuie să fim și buni, buni cu cei amărâți și să fim vigilenți cu cei care sunt canalii și trădători de neam și țară și hoți care au jefuit țara și pe noi. Așa. În rest, mergem înainte. O să fim precum catarii, umăr la umăr, și să sperăm că o să fie bine. Hai că vă pup, vă doresc o zi minunată. Rămânem precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi!